Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Social Media. Sunt Mariela Niță. Astăzi l-am alături de mine pe șeful Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorului, Vrancea. Este vorba de domnul comisar șef Dumitru Dilă, cu care voi discuta timp de 20 și un pic de minute despre perioada sărbătorilor, despre acțiunile de control ale inspectorilor de la Oficiul pentru Protecția Consumatorului, despre faptul că mâine vine Moș Nicolae, la cei care au fost cuminți, la ceilalți mai rămâne de văzut cu ce va veni Moș Nicolae. Și pentru că este sezonul sărbătorilor Crăciunului, cei de la Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului au declanșat mai multe acțiuni de control la diferiți agenți economici din Vrancea, însă vom afla și cam câți agenți economici certați cu legea au găsit inspectorii Oficiului pentru Protecția Consumatorului și ce ar trebui să știm noi, cumpărătorul, în momentul în care ne aflăm la raftul unui supermarket sau al unui magazin, pentru că, de ce să nu recunoaștem, de foarte multe ori se întâmplă ca acel produs să fie expirat. Bună ziua, domnul Dilă, mulțumesc pentru prezență la Vrancea Media. Bun găsit, mulțumesc și eu pentru invitație și, într-adevăr, nu ne-am văzut cam de mult. Cam de multișor. Dar asta nu ne-am împiedicat să nu ținem legătura și ori de câte ori știți că a fost cazul, am fost prezent, nu musai pe sticlă, cum spun unii, dar consider că am fost și în perioada cât am lisit tot în slujba cetățenilor. Sau păi tot la Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului, da, a spus unii inspector. Chiar m-au surprins unii dintre colegi, probabil de spaima unei persoane care temporar a fost pe la instituția cu care o coordonez de mulți ani, fiind introdus un fel de embargo, să nu le dea voie să vorbească, să nu, mă rog, tot felul de chestii, mergeau în control unii colegi săraci de frică, le spunea de înainte, știți, domnul Dilă nu mai este, aveți grijă, de acum suntem foarte duri, că așa ne-a spus șefa. Zic, nu știu ce le-a spus șefa, nici nu mă interesa pe mine asta. Chiar unii cetățeni mai serioși sau chiar și operatori economici care mă știau de atâți ani, vă dați seama că sunt de mai bine de 10 ani, încă al 12 ani când sunt în această instituție, mă întreb, dar ce legătură are una cu alta? Pentru că eu niciodată n-am mers, eu sunt Dilă, asta e legitimația. Nu, trebuie să mergi normal la orice control, să discuți cu operatorul economic ceea ce ai de discutat, e tematic, control operativ sau, mă rog, e vreo reclamație, nu se pune problema, trebuie să fii cât mai corect și normal cu operatorul economic. Că tu, ca individ, trebuie să te pui, tu, chiar dacă ești mă rog, comisar temporar, când poți fi comisar o viață, sau inspector, sau organ de control, tu trebuie să fii corect cu cel din fața ta. Este operator economic sau cetățeanul care vine, cetățeanul de rând care vine la noi cu reclamații, cu petiție. Într-adevăr, au fost unii o perioadă care au privit lucruri altfel. Nu știu din ce cauză, că de asta de aici veni vorba, chiar unul din operatorii economici m-a întâlnit și mi-a spus, domnule, au venit doi colegi de-a dumneavoastră și mi s-au părut cam speriați. Și eu i-am întrebat, domnule, ce s-a întâmplat? Domnule, știți, domnul Dilă nu mai este. Domnule, nu mai este, a dispărut fizic? Întrebau respectiv, știți? Mi zice că la blocat, nu, este simplu coleg. Zice, nu cred că asta nu... Ei, și acum sunteți șeful Oficiului pentru Protecția Consumatorului, da, domnul Dilă, și acum ați declanșat acțiuni de control în teritoriu și pentru că vin sărbătorile, haideți să vedem unde s-au oprit inspectorii Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorului, mai exact zona controlată în ultimele zile. Da, deci au fost mai multe tematici, atât de la NPC, cât și am mai avut câteva tematici proprii, dar... În perioada 29-11 am avut un control tematic privind verificarea și respectarea prevederilor legale a comercializării jucăriilor. Exact, siguranța jucăriilor, fiind verificați vreo 13 operatori economici, din datele care îmi vin în memorie acum, cred că au fost peste 77% dintre operatorii verificați au fost depistați cu abateri. Mai exact aș putea spune că s-au aplicat 12 avertismente și 5 amenzi contravenționale
Și dacă vreți să știți un total, în jur de 220.000 de lei amenzi contravenționale, valoarea amenzilor care a fost aplicată. Domnule, este vorba de jucăriile astea chinezești, pentru că acum doar chinezăraie găsim în magazine, la tarabe, am văzut, sunt pline de jucării pufoase, jucării... Marea majoritate a jucăriilor, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, provin din China, dar... Eu vreau să vă spun un lucru și cu această ocazie vă mulțumesc că m-ați invitat. Eu vreau să avertizez consumatorii că în perioada, chiar mâine este Sfântul Nicolae, plus vin sărbătorile de iarnă, foarte mulți cetățeni sunt tentați să cumpere jucării pentru copii. Copilul în perioada sărbătoră de obicei așteaptă la părinte o jucărie, o atenție, o chestie aparte, o ciocolată. Să fii foarte atent la ceea ce asta spuneam, la ceea ce achiziționează, pentru că în special aceste jucării care sunt expuse în magazine și nu numai, și în depozite venite din China și din partea de est a Europei, să aibă grijă să nu conțină muchii ascuțite, să nu aibă părți care se desprind ușor, putând fi înghițite de către copii. Vopseaua, de exemplu, să nu fie exfoliată, să nu aibă posibilitatea de a se exfolia. Mai e bine să țină cont și de faptul că unele jucării au puf sau păr care pot produce sufocarea copiilor. În general, să fie atenți la avertismente. Deci, avertismente care determină cumpărarea unei jucării. Și aici m-aș referi la faptul că unii copii sunt cu vârstă între 1-2 ani, deci, în general, vârsta până în 3 ani, să urmărească pe jucărie, trebuie să fie o etichetă cu avertizarea vârstei minime sau maxime a utilizatorului, dar și avertisment din categoria de greutate, dacă jucăria poate conține baterii sau, mă rog... Aceste controle se fac în fiecare an. Vom scăpa vreodată de aceste jucării aduse din China? Pentru că astea sunt cele mai periculoase. Acest puf despre care vorbim și aceste jucării atât de frumoase, însă periculoase în același timp. Vom putea scăpa? În anii trecuți știu că erau foarte mulți agenți economici care comentau decizia inspectorului OPC. Erau certați cu legea. Dumneavoastră le aplicați amenda sau li se întrerupea activitatea la taraba respectivă în magazinul respectiv? După o săptămână sau mai puțin de o săptămână își redeschideau Nu, dar au fost jucării care nu aveau nici adresa importatorului sau a producătorului, nici traducere în limba română. Vreau să vă spun că au fost retrase peste 800 de jucării de la comercializare, pentru că cărora le lipseau aceste avertismente. Și în supermarketuri, domnul Udila? Bineînțeles, și în supermarketuri, și eu vă spun un lucru. Controlul nu vizează numai magazinele sau supermarketuri. Deci controlul este valabil atât pentru noi, județele, cât și marele angrouri, mă refer la Europa, Dorale din București, că eu presupun că aici nu o să fie cazul. N-avem probleme, domnul Bilos. Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Bogdan Nica, a și spus că urmărește în principal eliminarea tuturor importatorilor care fac importul de dragul de a importa un produs în speță jucăriile noastre, și noi dacă stârpim răul de la rădăcină, după aia în județe nu o să mai ajungă astfel de situații și sunt sigur că în anii care vor urma ne vom confrunta cu astfel de aspecte în ce în ce mai puțin. Domnul Dila, eu am aici o statistică, mai exact controlele, tematicile pe care le-ați avut în ultima perioadă, plus reclamațiile venite de la consumatori. Da. Văd că ați avut foarte multe petiții care se refereau la bunurile nealimentare, la alimente. Vorbim de perioada sărbătorilor, vorbim de vânzarea cărnii, vorbim de vânzarea peștelui, pentru că suntem încă în postul Crăciunului și avem dezlegare la pește în weekenduri.
câteva zile pe săptămână. Toată săptămâna. Haideți să vedem un pic cam ce deficiențe ați constatat prin supermarketuri. Pentru că noi ne întâlneam și în alte discuții și vorbeam despre această situație. Din hipermarketuri, supermarketuri, avem peștele frumos pus în galantar, avem marfa frumos așezată în raft, însă nu i-am schimbat prețul, avem aceste materiale promoționale, domnul Dilă, avem doi într-unul la pachet, știți? Da. Aceste promoții care vin de fiecare dată o dată cu sărbătorile. Haideți să vorbim un pic despre toate aceste... Dacă ați vrea ca să luăm și să fim cinstiți cu noi, din cele peste 550 de reclamații înregistrate la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Vrancea, cele mai multe le-am avut pe prestări servicii. Deci am avut, dacă vreți să vă dau, că am și o statistică în față, 353 de petiții se refereau la prestarea necorespunzătoare a serviciilor, 150 de petiții se refereau la bunuri nealimentare și doar 47 de petiții se refereau la alimente. Deci și aici aș vrea repede să trec în revistă și un mod de soluționare a petițiilor, în special petițiile neîntemeiate, soluționate în favoarea, întemeiate, soluționate în favoarea consumatorului 96 și petițiile soluționate amiabil, care tot întemeiate, dar amiabil, că sunt 205. Și aici aș vrea să mă opresc la acest punct, pentru că eu, Dilă, cel puțin așa le-am insuflat colegilor și le-am și spus, fraților, este mai bine și mai corect când un cetățean, un consumator a venit la Protecția Consumatorilor Vrancea și pleacă mulțumit, problema rezolvată, decât mă apuc eu, cetățeanul, eu, comisarul X, să dau o amendă, să arate eu cât de tare și cât de puternic sunt, în schimb cetățeanul pleacă plângând de la ușa instituției. Nu este corect. Adică eu vreau ca orice cetățean care vine la Protecția Consumatorului să fie, să iasă, să intre trist și să iasă zâmbind din instituție. Să, într-adevăr, să tragă concluzia că protecția consumatorului este în slujba cetățeanului. Asta se și vrea și la nivel național, cât și la nivel european, și am fost la foarte multe specializări, atât în țară, cât și în străinătate, și același lucru urmăreau și confrații noștri. Deci, domnule, suntem în slujba cetățeanului, a consumatorului, omul trebuie să plece mulțumit. Nu înseamnă că toți care vin la protecția consumatorului Vrancea au și dreptate. Fiind foarte mult. Am avut săptămâna trecută un caz și n-aș vrea să mai repete, când o persoană a venit la mine care are o problemă, mă rog, un acoperiș de casă, nu-i place tabla, are probleme exfoliate, nu știu ce. Bineînțeles că eu, dacă stau bine și mă gândesc, eu cred că el nu știa cum arăt eu ca individ, că era o persoană în vârstă, persoană în vârstă care venise cu alte gânduri. Iar nici pe departe. Am analizat tabla era bună. Nu avea, din cauza unei ploi acide, să mă rog, praful de atmosferă, dacă a fost o rouă, să nu-i spun altfel, de ploaie, i s-a părut ei prezent nu știu rugină. Deci nici pe departe nu era ură de rugină. Respectiva persoană a fost tratată ca atare, i-am și spus, i-am dat un răspuns pe măsură, pentru că zice că dacă reușesc eu să fac ceva, vreau să facă rost de niște bănuți, nu? O să dau și domnul Dilă, dumneavoastră vă confruntați cu astfel de situații de ani de zile. Da. Haideți acum, în preajma sărbătorilor, să ne spuneți ce ar trebui să facem în momentul în care vrem să cumpărăm carne, vrem să cumpărăm fructe, vrem să cumpărăm aceste produse promoționale. Pentru că de cele mai multe ori suntem înșelați. Aceste promoții nu înseamnă mare lucru. Știu ce spuneți și iarăși atenționez consumatorii să aibă grijă, să cumpere numai din locuri special amenajate, din magazinele alimentare, referindu-mă la alimente, mărfuri care au fost certificate ca bune de consum, și aici mă refer la carne și produsele preparate din carne. Avem atât noi cât și ANSVSA-ul, avem abilitate în domeniu. DSP-ul, care chiar începând cu data de 12, și asta nu știu dacă da, o spun că nu e un secret, sunt constituite comisiile mixte OPC, DSV, ca să spun OPC, înțeleg, dacă spun CJPC, spunem doamne, ce mai fi și ce asta? Mai fi, ce instituție la Protecția Consumatorilor Vrancea cu DSV-ul și DSP-ul, vom, bineînțeles, Poliția Economică, vom constitui comisii mixte, avem parteneriatul anual, care facem în preajma sărbătorilor de iarnă,
Și vom analiza toate aceleași, aceste aspecte de care vorbeați dumneavoastră, în special produse din carne, preparate și tot ce pune cetățeanul pe masa de Crăciun și nu numai, cu ocazia Revelionului. S-au luat măsuri clare în acest sens, nu vom tolera nicio mod de vânzare oricum a cărnii și a produselor din carne. Deci sunt sigur că atât inspectorii mei cât și noi în echipele mixte vom supraveghea ca lucrurile să meargă pe făgașul normal și nu putem inclusiv să luăm măsura ca animalele, mă refer la vită, porc, să fie sacrificat în abator autorizat. Nu se mai poate, oricum a tăiat cetățeanul porcul în curte, el pune în mașină și îl duce la piață. Trebuie să fie asistat de un medic veterinar și lucrurile să nu fie scăpate sub control. În piața Moldovei se vor face controle? În piața Moldovei și acum noi avem o tematică în lucru, privind preparate din carne, preparate din carne, ciocolată, produse din ciocolată și toate derivatele astea pe partea perioada sărbătorii de iarnă, dar în același timp am înțeles că administrația piețelor Focșani va organiza vor asigura un spațiu bine delimitat pentru carne și produse din carne și sunt sigur că probleme nu vor fi în această perioadă. Domnul Dilă, ce trebuie să știm în momentul în care achiziționăm un produs? Pentru că ajungi acasă, constați că ceva nu este în regulă cu produsul respectiv, însă mai constați că nu mai ai nici acel bon de casă și cui nu, să te adresezi? Cum să te adresezi? Ce trebuie să facem? Ce să știe consumatorul? Am spus-o și cu alte ocazii. La noi, dumneavoastră vă referiți în general. Exact, în general. Da. Deci, la noi, cetățeanul trebuie să înțeleagă foarte bine. În momentul să fie atent, în primul rând, ce cumpără, dar dacă a cumpărat un produs, trebuie să păstreze bonul, numai decât. Deci, bonul de casă trebuie să... A avut o problemă, a considerat că este înșelat sau, mă rog, produsul nu e de calitate, trebuie să adreseze, în primul rând, la magazin, vânzătorului. Asta este procedura. Dacă la vânzător nu are înțelegere, după aia e bine să se adreseze către Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului, special Comisariatul Județean Vrancea, unde zilnic noi avem un comisar de serviciu care îi va prelua cu rapiditate sesizarea, reclamația respectivă și eu nu aștept niciodată 30 de zile. Acum ați văzut, am primit 3 reclamații în dimineața asta, înainte de a veni la dumneavoastră în studio, le-am luat și le-am și repartizat colegilor. Deci, o reclamație trebuie să fie rezolvată în cel mai scurt timp, dar prioritate, sincer să vă spun, au produsele alimentare. Așa am gândit că este mai bine, pentru că în momentul cu hai de a face cu un aliment expirat, cu un aliment deteriorat, stricat, nu te poți juca cu sănătatea individului, pentru că a consuma un produs de proastă calitate, un produs expirat sau cu probleme, din punctul meu de vedere, eu îl consider moarte lentă. Deci omul se îmbolnăvește în timp și... Și cofetăriile, domnul Dila, acum sunt asaltate de populație, da, pentru că toți vor ceva dulce. Același aspect, aceeași sugestie îl recomand cetățenilor din Vrancea, pentru că nu totdeauna ce este aspectos este și frumos. Atenție mărită, inclusiv la termenul de valabilitate, termenul de garanție la... Păi da, dar nu scrie la aceste produse din cofetărie valabilitatea, domnul Dilă, doar prețul vezi în... Ai prețul și... Da, de ce nu? Aici, mai departe, este de datoria producătorului, cel din... Au, mare majoritate a cofetăriei de la noi au laboratoare proprii. Și sunt sigur că aici deja ai de-a face cu, dacă se întâmplă o situație neplăcută, e vorba de o sancțiune drastică și sunt sigur că atât producătorul cât și comerciantul nu se joacă. Care mai este valoarea acestor amenzi pentru agentul economic depistat cu neregulile? Un operator economic care nu a pus un produs la, nu a pus un preț la un produs, de exemplu, sancțiunea de la 1000 la 10.000 de lei cu 548 de ore pentru neafișarea unui preț, în preț sau etichetă, iar dacă e vorba de marfă expirată, de la 2.000 la 20.000 cu 1.048 de ore. De asemenea,
mai putem aplica, mergem când e vorba de o practică comercială înșelătoare sau un serviciu defectuos sau cu bună știință al producătorului sau vânzătorului, putem merge pe legea 363 privind practicarea unui serviciu defectuos și practică comercială înșelătoare, care, unde sancțiunea e de la 5.000 la 50.000, iar dacă această practică se repetă, putem urca până la 6.000, 60.000, știți? Și ca să plătești jumătate de miliard vechi, înțelegeți? Nu cred că nu e atât de ușor, știți? Dar deci, câți dintre agenții ăștia economici refuză să plătească amenda? Nu, au fost situații când operatorii economici din Vrancea au fost sancționați pe 363, ne-am judecat și am câștigat. Deci n-au fost probleme. N-au fost probleme. Nu. Domnul Dila, eu zic să faceți niște controle și pe la sate, pentru că în magazine zac mărfuri expirate de luni de zile și amărâții de acolo cumpără, pentru că altceva nu există în zona respectivă. Dar să știți că atât matricele cât și controle nu sunt numai în oraș. Sunt și pe la sate, chiar mâine, dar bine, asta înseamnă că dacă dau... și cineva din zonă... Păi nu dăm satele, nu dăm localitățile unde mergem mâine. O să mă deplasez la o distanță de aproximativ 100 de kilometri într-o zonă destul de îndepărtată a județului, una din cele mai îndepărtate zone a județului, pentru a analiza o reclamație a unui petent ce este nemulțumit de un serviciu a unui operator economic din Galați. A fost analizată, astăzi, chiar dimineața, a venit respectiva persoană și a zis, domnule, nu suntem mulțumiți de modul de soluționare a colegilor la Galați și acum mă voi deplasa personal, o să iau doi comisari cu mine și merg acolo și dacă respectiv are dreptate, fac adrese către Comisariatul Regional Galați și dispun închiderea respectivului operator economic, pentru că nu-i vorba de unul, chiar doamna mi-a spus dimineață că mai sunt vreo 2-3 nemulțumiți, dar n-au știut unde să se adreseze. Le sugerez pe această cale și adresa Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Vrancea, strada Lupeni, numărul 6, Focșani, de la poliție spre piața din Bahne, pentru cei care... Dați-le și un număr de telefon unde pot... 0237-217-000 este... telefonul oficiul județean, să spunem noi, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor. Și vă spun, după deplasarea de mâine, chiar o să vă țin la curent și o să vă spun și decizia care am luat-o în final. Cu siguranță vom avea o altă ediție specială. Domnul Dila, am ajuns la finalul acestei emisiuni Social Media. Vă mulțumesc pentru datele pe care ni le-ați oferit. Consumatorii știu ce au de făcut, cui să se adreseze, ce trebuie să facă în momentul în care hotărăsc să achiziționeze un produs. Sper ca până la Crăciun să ne mai vedem, pentru că avem de discutat și despre aceste petarde interzise, despre aceste pognitori pe care le folosesc copiii, le folosește toată lumea în preajma sărbătorilor, domnul Dila. Am înțeles și eu chiar un alt aspect care știu că am trecut ușor cu vederea peste el, voiam să vă spun că 54% dintre petiții au fost soluționate în favoarea consumatorilor, deci mai mult de 50%, iar despăgubirile care le-am făcut în favoarea consumatorilor sunt de 117.642 de lei, deci vorba de 1 miliard și aproape 200 de milioane vechi. Deci la Oficiul pentru Protecția Consumatorului se muncește. Eu spun că se muncește, cel puțin în ultima vreme. În ultima vreme, un an și jumătate cât eu n-am fost la comandă, nu răspund. Unii spun că a fost prost, alții spun că a fost bine, nu știu, e problema lor, dar... Vom vedea de acum înainte ce se va întâmpla. Eu ce spun, s-a condus prost. Chiar aș spune foarte prost. Pentru că s-a văzut lipsă de management și lipsă de colaborare între colegi. A fost introdus un climat în ăsta de teroare și dictatură, care nu-i cazul în secolul nostru să mai fie. Domnul comisar Șef, vă mulțumesc pentru prezență la noi în studio. Vă mai aștept și vă aștept înaintea sărbătorilor să vorbim puțin despre controlele astea la pensiunile din județ, la viluțele din județul Vrancea, restaurante și nu în ultimul rând să vorbim despre aceste petarde, vânzarea lor interzisă. Promit că voi veni până la sfârșitul anului și eu chiar iarăși vă felicit că sunteți printre puținii colaboratori din mass media, din presa locală, care ați pronunțat
corect titulatura. Eu sunt comisarul șef ajunt a regiunii Sud-Est Galați. Deci, v-am spus, cuprinde Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța și comisar șef fără portofoliu, cum spuneau unii, pe Vrancea. Deci noi nu mai avem personalitate juridică, noi suntem șefii, suntem angajații regionale de Galați. Domnul Chilă, ar fi rușinos să nu vă știu titulatura, cunoscându-vă de atâția ani. Da, mulțumesc încă o dată, domnule comisar șef. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, că ați fost alături de noi la Social Media. Rămâneți cu bine. Ne revedem foarte curând. La revedere!